Edilul municipiului Roșior de Vede nu pierde nicio ocazie să-și promoveze imaginea și să se laude cu realizările. Nici la festivitatea de premiere a elevilor meritoși nu s-a putut abține să-și etaleze realizările, chiar dacă unele sunt doar la stadiul de proiect. După câteva secunde de lamentări despre posibilitățile limitate ale administrației roșiorene, edilul a ținut să precizeze că ceea ce face administrația locală pentru școală este mult mai important decât efortul părinților de a-i susține în atingerea acestui nivel de performanță. Seria promisiunilor a continuat cu vom face, vom dota, vom amenaja. Administrația locală, în afară de momentele astea festive, care e normal să le facem, are însă preocupări cu efect mult mai însemnat în ce privește raportul între administrația locală, autoritățile locale și școală. Și am să încep cu un cel mai recent succes al nostru împreună cu conducerii unităților școlare, și anume faptul că s-a acceptat, s-a aprobat un proiect pe fonduri europene extrem de important, care are o valoare de 106 miliarde lei, în care sunt prinse toate unitățile școlare și care vizează dotarea unităților școlare cu mobilier și cu aparatură IT și alte dotări care sunt extrem de importante pentru unitățile școlare. În sinteză, am să vă spun că în acest proiect, care face parte din PNRR, urmează să se amenajeze un număr de 7 laboratoare de informatică, fiecare școală câte unul, sările de clasă în număr de 119 săli de clasă vor fi dotate cu mobilier nou, 137 de săli de clasă vor fi dotate cu aparatură IT modernă, vor fi amenajate un număr de 7 laboratoare de știință de diverse domenii, 7 cabinete de asistență psihopedagogică, 7 cabinete școlare dotate cu mobilier și material didactic, inclusiv echipamente digitale, mobilier și materiale sportive pentru 7 săli de sport, pentru fiecare, și 2 ateliere de practică, toate acestea fiind, cum am spus, făcute în colaborare cu unitățile școlare. Este însă un proiect pe care ni l-am asumat noi, primăria, pentru a asigura o coordonare cât mai eficientă. Mai puțin Angel Salini se regăsesc într-un anumit proiect pe fonduri europene pentru reabilitare și modernizare, urmând să găsim o soluție și pentru Angel Salini. Și anume, școala Dan Berindei, școala Mihai Eminescu, Zaharia Stancu și Virgil Magdearu sunt în proiecte pe PNRR. Alexandru de Părățeanu este pe Agenția Fondului de Mediu, iar Anastasescu pe POR. Acestea sunt toate în proiecte, cum am spus, sunt diferite stadii, la unele s-au realizat detalii, expertize, la altele sunt în faza de a realiza proiectul tehnic, la unele s-au obținut deja finanțarea, sunt contractele semnate, la altele suntem în faze mai incipiente. Ca idee la capitolul ce s-a făcut până acum, edilul a punctat că s-a făcut câte ceva în unitățile de învățământ. Pe lângă acestea, știți foarte bine, din fonduri proprii, aproape că la fiecare unitate școlară, am făcut câte ceva, un teren de sport, niște dotări, ce lucrări de întreținere și așa mai departe. Deci asta, așa, ca idee, pe lângă, cum am spus, momente de genul acesta festiv. La această festivitate au participat elevi, părinți, bunici și dascări care știu exact ce și cât li se oferă în școală, dar mai ales cu cât au contribuit unii dintre ei să repare, să igienizeze și să doteze săli de clasă sau grupuri sanitare când administrația locală nu poate, nu vede sau nu are.